De aceea, deși era bătrână și gârbovă și de 18 ani mergea cu nasul în jos chinuită, prezența ei era în biserică. Își căuta izbăvirea în Dumnezeu. Evident că probabil era o pensionară care n-a terminat un IT sau științe politice, n-a terminat un drept, n-a terminat o medicină, n-a terminat o filozofie. Femei din astea ușoare de la țară, care cresc copiii și dau cu sapa în mentalitatea modernă. Dar se spune că dintre toți aceștia, Iisus pe ea a văzut-o. Și-a chemat-o la el și i-a zis, femeie dezlegată este neputința ta. Iată-ne puși în fața unei întâmplări. Iisus nu calcă sâmbăta. Deși celui mai mare al sinagogii s-a părut că a făcut o blasfemie, Iisus a vindecat-o cu cuvântul. Într-o altă întâmplare, când Iisus vindeca un om cu mâna uscată, și din nou s-au scandalizat fariseii, cărturarii, saducheii mai mari sinagogii, Iisus i-a pus într-o postură care i-a cam pus pe gânduri. Întâi a dat o pildă așa, dacă ai un bou sau un asin, nu-l dezlegi să-l duci la apă în zi de sabat? Pentru că omul și iubea. Ce aveau bătrânii înainte la țară? Porcul și vaca, dacă se întâmpla ceva, ce obicei aveau bătrâni, spune, las că vând vaca și rezolvăm. Adică era averea cea mai de bază a gospodăriei, că nu putea să vinzi o găină, că n-avea valoare. Iar pe vremea respectivă nu era moda să vinzi casa. Astăzi vinzi și casa și stai cu chirie. Pe vremea respectivă oamenii știau că trebuie să aibă bătătura lor și punctul lor de sprijin. Ei, această femeie intră în atenția lui Iisus tocmai pentru faptul că este de o fidelitate indiscutabilă, este de o moralitate indiscutabilă și prezintă garanția atâta timp cât atrage atenția lui Iisus. Putea Iisus să facă la fel ca și la omul cu mâna uscată. Ce îi întreabă pe iudei? Ce se întâmplă? E bine să faci sâmbăta bine sau rău? Cum să spui să faci rău? Și au spus că evident. Evident, trebuie să faci bine. Păi dacă trebuie să faci bine, uite, să te faci sănătos. Și a făcut minunea în fața lor, apucându-l de mână și mâna uscată s-a vindecat. Deci ce a făcut Hristos în timpul prezenței în sinagogă omului cu mâna uscată? A completat actul facerii. L-a făcut pe om perfect, așa cum a fost el din poruncă veșnică atunci când l-a creat și a spus, creșteți și vă mulțiți. De ce mâna era uscată? Era mâna cu care se scriau legi greșite în legea cea veche. Era simbolul legii nătânge și paralizate care nu dădea fundament. Fiecare rabin care a mai venit a mai adăugat o lege și o să spuneți, de unde o știți și pe asta? Să știți că tot din Scriptură o știu. Vai vouă, farisei fățarnici! Care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vă spălați pe partea din afara paharului și înăuntru-i numai putoare. Voi care ați ucis pe proroci cu pietre și ați zidit mormintele părinților voștri, dar legea ați călcat-o și n-ați ținut-o. Vai voi care puneți sarcini altora pe care voi nici măcar cu degetul nu le atingeți. Vai voi care vă rugați în piețe, spune acolo, cu haine lungi și vă smoliți fețele când postiți, ca să vă laude lumea. Amin, zic voi, v-ați luat plata voastră. Când postești și te rogi, spală fața ta și unge capul tău, adică fii vesel, să vezi, să vadă lumea că Dumnezeu e în tine. Sau iarăși le spune, vai vouă care țineți cheia împărăției cerurilor, nici voi nu intrați și nici pe alții nu-i lăsați. Vedeți ce le spune Iisus Hristos? Cam aici se pune problema și la femeia gârbovă. Se adresează prin cuvânt, tocmai pentru a nu avea o incriminare că a făcut vreun gest care nu ține de porunca sabatului. Hristos ne spune nouă că am venit nu să stric legea, ci să o împlinesc, să o desăvârșesc. Cum o desăvârșește Hristos legea într-o zi de sâmbătă? Prin înmulțirea faptei bune. În cele 6 zile lucrătoare, se cade să faci o faptă rea? Nu. Cu atât mai mult în ziua de odihnă, trebuie să faci și mai mult o faptă bună.
Și unde găsim acest lucru care ține de acest lucru? Îl găsim la Isaia în capitolul 50, vi l-am spus de mii de ori, dar îl repet că are legătură cu contextul. Când postești, să împarți pâinea ta cu cel flământ. Să n-asuprești văduva, săracul, oropsitul, necăjitul, să nu oprești plata slugii. Și atunci când ai dezlegat lanțul nedreptății, acesta e postul care îmi place mie. Deci vedeți ce simplu și frumos? De ce spune că Iisus, văzându-o, a chemat-o? N-a văzut-o, Iisus n-a văzut-o acum că a intrat în sinagogă. Vă dau o pildă. Noi suntem azi în biserică și poate intră o persoană care n-a fost niciodată în biserică până azi. Și întâmplarea face că tu să iei contact cu ea prin ce? Prin tangență. Contextul a făcut ca ea să fie acolo, nu? Iisus a văzut-o că era consecventă. Iisus a văzut-o că nu lipsea de la sinagogă. Iar ea chiar credea în puterea legii că Dumnezeu poate face bine, că poate vindeca. Dar mai mult decât atât, știți ce mai știa această femeie? Că a venit un învățător care poate vindeca. El spune că e Fiul lui Dumnezeu. Spune că e din neamul lui David. Spune că a venit să mântuiască pe poporul său. Deci știa și legea și scripturile. Și nădăjduia că întâlnindu-l în una din zile, îl va convinge că merită și ia un gram de atenție și de vindecare. Asta de aici o vede Iisus. Vedea că sufletul ei vibra cu ce? Cu Dumnezeu. De ce Dumnezeu face o minune unui om? Pentru că are inima curată. Vedeți, noi alergăm 10 autocare odată, fie la mormântul lui Părinte Cleopa, fie la mormântul lui Arsenie Boca, sau fie la Ioan Rusu, sau la Nectare de Eghina, sau la ce sfinți mai sunt pe unde mergem noi în excursiile noastre. Unii spun, m-am simțit extraordinar, am trăit o adevărată minune. Da, minunea care a ajuns pe aceste sfinte locuri este o minune exagerată, de convingătoare. Dar să te duci cocoșat și să te întorci sănătos, e de-a dreptul uluitor. Și această femeie a fost de-a dreptul uluită când Hristos i-a spus, s-a dezlegat neputința ta. La cuvântul s-a dezlegat neputința ta, ea a devenit deodată dreaptă ca lumânarea și a privit lumea din față, că de jos o vedea. Vedeți? Noi dacă vedem așa în față, e mare lucru, da, s-a uitat și ne-am văzut, da? Se poate că mulți ani ea n-a văzut față de om și acum a avut ocazia când a ridicat ochii să dea chiar de chipul lui Iisus. Regele Avgar când s-a atins pe față cu chipul lui Iisus s-a vindecat. Spune mai departe că și apostolii când puneau ștergarele, bolnavii se vindecau și dracii fugeau și erau foarte uimiți de această mare taină. Și Iisus a spus, nu vă bucurați că scoateți dracii, asta e ceva firesc, celor ce-mi cred mie, asta le urmează. Deci vă dați seama cât de mulți credem noi în Dumnezeu, dacă n-am putut scoate măcar un drăcușor din noi, nu din alții. Dracu beția, lenea, trândăvia, nepăsării, ades frâule, amânia, iuțimii și câți ori mai fi ei, că sunt mulți. Spune că Iisus, când a văzut-o și ridicată și întreagă, și-a pus mâinile peste ea, iar ea, când s-a îndreptat, slăvea pe Dumnezeu. Deci, vedeți? Vorbim de o atingere, de o binecuvântare. Aici putem găsi toată esența a ceea ce obișnuim noi să spunem câteodată, repet, câteodată, nu acuz pe nimeni, dar ce să-i ling eu mâinile la preot? Lingere pe ale tale, dar n-au Duh Sfânt în ele. Nici nu trebuie să le lingi. Și dacă spui să rămână părinte și el te binecuvintează așa, harul vine la tine. Dacă ține de igienă, să spunem. Dar a săruta mâna unui preot înseamnă a-i pupa mâna lui Hristos, pentru că în el este harul Duhului Sfânt. Asta trebuie să țineți minte. Iată că această femeie atinsă de mâinile lui Iisus corespunde cu citatul din Psalmul
117 sau Catisma 17, care spune așa: mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Deci ce a făcut trupul de lut al femeii? A luat contact cu mâinile care l-a făcut pe om dintr-un început. L-a întregit, l-a restaurat, l-a îndumnezeit, l-a vindecat, i-a dat puterea de sănătate să ne arate nouă că doctorul cel mare, Iisus Hristos, poate vindeca orice boală și orice neputință.